Salutare, prieteni! Mergem să ne plimbăm. Nu știm unde, dar mergem să ne plimbăm. E sâmbătă dimineața, avem program până la 6 și mergem să ne plimbăm. Ne ducem spre Nisetoal să cumpărăm ceva de mâncare și după mergem să luăm mașina și plecăm, nu știu, plecăm undeva. La aversarăm ilegal. Și vă țin la curent. Vă țin la curent. Pare destul de liniștit. Deci nu luăm semișuri de aici. Mergem spre stația de tram. Mergem cu tramul să luăm ajunța. Este foarte bine dezvoltată toată infrastructura asta de transport în comun. Și pe lângă tramuri ai și autobuze, ai și tren care face toată coasta. Și e important că vin foarte repede. Adică trenul vine din 20-20 de minute, cam așa. Și tramul la câteva minute. Deci e foarte ok. Și dacă veniți în Nis, dacă veniți în Nis și vreți să mergeți cu tramul, există o aplicație Nis Ticket și poți să cumperi bilete și doar le validezi în aplicație. Mai simplu. Gata? Încercăm o pornire. Dacă mai pornești audiuțul. Ce zice, îți pornește? Ia. Cum să nu pornească. Cheers. Cheers! Bine ne-am găsit pe anul ăsta. Ne-am reîntâlnit la munte, așa. La munte, da. La munte, pregătiți, echipați tot ce trebuie. Yeah. Yeah, uitați toată lumea echipată. Da, o luarăm pe aici, la pârtie, pe la copii. Mamă, ce mișto e pârtia! Erau mulțuți aici, sunt oameni niște. Thank you.
nici măcar nu ne-am pregătit îmbrăcat de schi. Am zis că plecăm să dăm o... Am zis că plecăm să dăm o tură. Și am ajuns la o oră jumate de Nisa, într-o stațiune de schi. Sustăm puțin pe aici. Vă las câteva imagini. Mai puteți? Hai, Ștefi. Marusica, mai poți? Abia am început, prieten. Te văd așa, cam obosit. Odiberg și putem să mergem pe pârtie că e închisă. Și de la Nisa cu mașina faci cam o oră jumate. Drumul destul de bun, nicio problemă. Faza e că nu prea am fost pregătit, n-am avut echipament de iarnă la mine, pantaloni chestii, dar dăm o tură și ne întoarcem. Let's go! La modul cu ne așteptam să ajungem chiar aici. Ne plăneam să ne ducem, să ne plimbăm puțin și mai jos, nu la zăpadă. Dar am ajuns pe lângă parc, Parc Naturel de Nis, și după am zis hai să urcăm puțin până în stațiune. Și gata, am ajuns. Pârtia bestială, liber, dreaptă e bestială. E genial să te dai acum. Adică ar fi genial să te dai acum. Tu nu vezi cum e că e dreaptă, e... Bine că bate vântul din spate, te împinge la urcare. Bă, dar chiar e mișto. Hai, bătrâne, hai, bătrâne, hai! Hai, mă, hai! Hai, vii! Bătrânul Marius în spate, care nu mai poate!
Bine, 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 bine. Vezi că e zăpada super mare, deci mi-e sus la piciorul. Serios? Hai mă că e tare. Mamă, și nu-și pe aia în jos, că-ți bate vântul în față. Da? În jos, îți bate vântul în față. Exact. S-a văzut cine e strong. Mergem până sus, da? Mai avem puțin și ajungem în vârf. Suntem bine. Bate vântul puternic. Dar este ok. Vezi insula aia departe încolo? Ce, acolo se vede Corsica? Da, e Corsica acolo.